Sute de milioane de euro investiți în dezvoltarea municipiului Buzău. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otila, împreună cu primarul Constantin Toma, au semnat la începutul săptămânii un contract de 78,7 milioane de euro fără TVA, bani care vor fi folosiți pentru renovarea totală a 30 de blocuri din Buzău. Pentru renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe din municipiul Buzău, am plăcerea de a-l invita pe domnul primar al municipiului Buzău, Constantin Toma, pentru a semna o investiție care depășește 461 de milioane de lei. This contract is signed by the mayor of Buzău Municipality, Constantin Toma, and is dedicated to the renovation, integrated renovation of 30 blockhouses from Buzău town. Mulțumesc frumos, domnule primar! Din acești bani, cele 30 de blocuri vor fi consolidate pentru a rezista la cutremure, dar și eficientizate termic, ceea ce va diminua cuantumul facturilor la căldură și la energie electrică în anii viitori. Contractele de finanțare semnate pe 7 noiembrie la sediul Guvernului, în prezența premierului Nicolae Ciucă, sunt primele la nivel național din cadrul programului Valul Renovării, care face parte din Programul Național de Redresare și Reziliență. Astăzi am participat la o activitate concretă prin care am reușit să demarăm acest proces de implementare. La nivelul Ministerului Dezvoltării deja au fost făcuți pași înainte de finalizarea termenului, practic cu 6 luni înainte de finalizarea termenului asumat prin PNRR s-a reușit punerea în practică a acestui program. Valul Renovării este un program foarte mult așteptat de către români, pentru că el vizează atât consolidarea școlilor, spitalelor, a instituțiilor publice, cât și eficientizarea energetică, de asemenea a celorlalți obiective, dar și a blocurilor de locuință. Am văzut astăzi în 2 municipii care au semnat pe sume consistente de eficientizare energetică a blocurilor. 12 entități administrative au primit finanțări Buzăului, revenindu-i aproape 80 de milioane din cele 300 disponibile. Conform declarațiilor făcute de primarul Toma, municipiul ar mai avea obținuți încă 10 milioane de euro pentru reabilitarea energetică a altor 10 blocuri din oraș, contractul urmând să fie încheiat în perioada următoare. Anul acesta, Buzăul a reușit să obțină 140 de milioane de euro prin PNRR pe diferite proiecte de finanțare europeană, clasându-se în acest moment pe locul 2 în țară la atragerea de fonduri din Comunitatea Europeană după București.